Polițiștii protestează și ei astăzi. Sute de angajați ai Ministerului de Interne sunt așteptați în fața sediului MAI. Polițiștii sunt nemulțumiți de neaplicarea legii salarizării, modificările ce vor să fie aduse legii pensiilor militare, deficitul enorm de personal din instituție și de situația dezastruoasă de la admiterea din școlile de poliție. Și ne spune mai multe chiar liderul sindicatului Europol, domnul Cosmin Andreica. Bună dimineața, vă mulțumim! Bună dimineața! S-au strâns polițiștii în fața sediului sau urmează? Astăzi, pe tot parcursul zilei, de la 8 la 16, vom avea parte de prezența liderilor din jurul Bucureștiului. Este un prim semnal de alarmă pe care îl tragem. În primul rând, cu privire la situația dezastruoasă de la admiterea în școlile de agenți de poliție, pentru că este pentru prima dată în istoria Ministerului Afacerilor Interne, este cel mai negru moment, practic, referitor la faptul că vom avea o concurență de doar 0,5 candidați pe un loc. Cu alte cuvinte, jumătate din locurile de la școlile de agenți de poliție și școlile de subofițeri de poliție nu vor fi ocupate în acest an pentru prima dată în istorie. Asta în condițiile în care în urmă cu 10 ani de zile, de exemplu, aveam o concurență de 7 până la 10 candidați pe un singur loc. Din punctul nostru de vedere, este un dezastru pentru care cineva trebuie să răspundă, trebuie să-și asume, iar cei care trebuie să-și asume, în primul rând, sunt cei din conducerea Ministerului Afacerilor Interne și ne referim aici la Lucian Bode și la secretarul de stat Bogdan Despescu, responsabil pe segmentul de ordine și siguranță publică. Nu numai că se pensionează colegi și pierde mii de colegi, am pierdut mii de colegi în ultimii ani, dar se pare că în momentul de față nici nu va mai veni nimeni din urmă și asta pentru că nivelul de salarizare este extrem de scăzut, discuțiile referitoare la legea pensiilor în continuare țin departe tinerii de această profesie, care evident are parte de o serie de riscuri, incompatibilități și interdicții, pentru care cei tineri, iată, consideră că nu mai este niciun fel de interes pentru a putea ocupa o astfel de funcție. Așadar, salariile foarte mici pentru cei care ar vrea să intre în poliție îi descurajează, practic, și acesta este, practic, motivul pentru care vedem un dezastru în această perioadă la școlile de admitere. Spuneați 0,4-0,5 candidați pe un loc, ceea ce este extrem de puțin. E un fapt care nu s-a mai întâmplat, de fapt, în istorie. Așa este, e o situație fără precedent. Nu-mi dau seama la ce se gândește ministrul de interne, pentru că până la urmă toate semnalele din ultimii 2 ani de zile conduceau la acest rezultat dezastruos și cu toate acestea nu a făcut absolut nimic pentru ceea ce înseamnă recrutarea forței de muncă în MAI. În momentul de față, nivelul salarial este la aproximativ 3500 de lei ca medie pentru un polițist în București, asta în condițiile în care la chioșcul de la colțul străzii salariul pornește de la 4000 de lei plus bonuri de masă. Nu mai vorbim despre interdicții, incompatibilități și toate celelalte răspunderi pe care le are un polițist. De asemenea, în privința vârstei de pensionare, avem date statistice de la Casa de Pensii, din care rezultă că speranța de viață în poliție este de 68 de ani. Dacă premierul Ciucă astăzi susține că trebuie să ne pensionăm la 65 de ani, înseamnă că polițiștii vor mai beneficia 3 ani de zile de pensie. Pe de altă parte, dacă totuși va exista această modificare, este important de precizat că vrem și noi să fim ca și ceilalți civili, dacă tot se proclamă această echitate, să avem dreptul la grevă, să avem dreptul să muncim în altă parte, să avem societăți comerciale, să facem parte din partide politice, la fel cum pot face parte toți ceilalți bugetari. Ați luat legătura cu ministrul de interne, Lucian Bode, ce v-a spus? Din păcate, domnul ministru nu prea este de găsit la minister și chiar avem un mesaj pentru dumnealui în spatele meu pe unul dintre bannere. Căutăm un ministru de interne pentru că al nostru este inexistent. A fost inexistent și când s-a discutat despre ordonanța austerității, a fost inexistent și anul trecut când a fost pusă în discuție aplicarea legii salarizării pentru anumite categorii socioprofesionale și asta pentru că în momentul de față legea salarizării nu se aplică doar pentru polițiști. Toate celelalte categorii socioprofesionale din celelalte familii ocupaționale sunt pe grilă, iar în momentul de față doar sistemul de apărare ordine publică și siguranță națională nu este pe grila din 2022. Ce forme de protest ați pregătit pentru astăzi?
Astăzi avem acest proces simbolic cu mesajele pe care o să le vedeți pe tot parcursul zilei. În al doilea rând, să știți că pregătim proteste care vizează încetarea activității și o să vă trimitem imagini de la Târgu Mureș, unde polițiștii de ordine publică care trebuiau să intre în serviciu de dimineață au refuzat acest lucru și s-au prezentat la centru de donare de sânge, astfel încât, în momentul de față, conducerea IPJ Mureș caută cu disperare polițiști care sunt în timpul liber să se prezinte la serviciu, pentru că altfel nu va avea cine să intervine la 112. Iar această formă de protest, această încetare a activității în mod legal, va fi declanșată în toată țara pe tot parcursul lunii iunie și vom vedea nenumărate cazuri în care lipsa polițiștilor din stradă va genera consecințe importante pentru siguranța cetățenilor.